Klaus Iohannis, președintele României, a avut o discuție cu Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, despre verificările făcute de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, care au găsit foarte multe măști de protecție neconforme. În paralel, mi-a spus că există între timp destul de mulți producători în țară care produc măști care pot purta această denumire, măști de protecție, și atunci, probabil, vor fi acestea mai mult comercializate. Trebuie să facem diferența între măști de protecție, cum sunt acestea pe care le purtăm noi, și pur și simplu obiecte cu care poți să acoperi fața sau gura, care sigur au un grad mult mai redus de protecție. Populația trebuie să se informeze, iar Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului trebuie să se asigure că măștile de protecție sunt conforme.